protest în această dimineață la fostul combinat Azochim de pe platforma chimică Săvinești. Angajații firmei de pază sunt disperați și spun că nu și-au mai luat salariile de 3 luni de zile. Salariul la timp! Drepturile noastre! Dați-ne deja amușit! 40 de salariați de la serviciul de pază al combinatului GAPROCO Chemicals nu și-au primit salariile din luna decembrie anului trecut. Sătui de promisiuni, luni dimineața au organizat o acțiune de protest. Care sunt nemulțumirile dumneavoastră? Cerem salariile. Salariile din decembrie. Decembrie, ianuarie, februarie, martie. Doar atât. Nu vrem mai mult, nu vrem... Măriri, nu vrem nimic. Nu vrem măriri, nu vrem nimic, vrem doar salariile. Care este explicația lor? De ce nu vă dau banii? Nu vor. Cam cât s-a acumulat până acum, ca și bani? În jur de 40 de agente. În jur de 30 ceva, 40 de agente. Merge combinantul, nu merge, noi trebuie să-l păzim și să ne luăm salariile. Asta e nemulțumirea noastră. Cum faceți? În schimburi, nu? În schimburi, da. 12,24, 12,48. O singură întrebare aș pune domn director. Cât salarii are de recuperat dumnealui? Pentru că am stat o iarnă și le-am păzut toate gardurile, este prin toate gropile, toate ploile și prin toate așa. Dumnealui nu se gândește că noi vom pleca din apartament? Ne vin facturile, sunt facturi de iarnă. 4-5 milioane, 4-5 milioane, ce faci cu? Să ne dea bani. O să stăm aici să ne legăm cu lanțul. Vrea să ne legăm cu lanțul, ne legăm cu lanțul de ușa biroului. Înțelegem că e situația dificilă, dar s-au luat, s-au încasat banii în decembrie, s-au încasat. În fiecare zi, două, trei mașini au plecat cu marfa de aici. Unde sunt banii pe marfa aia? Trebuie să urmăm niște cai legale și să ne recuperăm banii. Nu de acum, peste 5-6 luni când vor avea. Deci noi suntem la limit acum. Acum, de azi, pe mâine, trebuie să fie rezolvată situația. Pentru toată lumea, nu numai pentru 1-2. Pentru toată lumea. Datorii la bancă, prin 26 de milioane, mă execută. Victoare Sărită, uitați, vă să vadă, domnule. Filmați. Victoare Sărită. Dar Nicolae are bani, el e patronul. Salariile lor le iau... Nu sunt bani și când îl întrebi directorul general, nu știe. Nu știe nimic. Unde ați am spus? Stai de vorbă cu noi, nu vezi? Stai de vorbă cu noi. N-ai ce discuta? Da. Este colegi care are tine, da, foarte casă. Compania care deține combinatul de îngrășăminte chimice de la Săvinești, GAPROCO Chemicals SA, a intrat în insolvență luna iulie anului trecut, cererea pentru deschiderea procedurii fiind înaintată chiar de reprezentanții societății. Liderul de sindicat susține însă că situația s-ar putea rezolva. Sperăm să fie bine. Cam atunci, de ce au fost amânați atâta timp? Din câte știu eu, și la celelalte combinate, la... Slobozia, la Turnu, nu s-au găsit bani pentru achiziționare de gaz metan. S-a funcționat o perioadă, cât s-a funcționat, după care, eu știu, Petrom, Romgazul, cer bani înainte pentru gazul care va fi consumat. Și atunci, în momentul în care n-au mai putut să plătească gazul, s-a oprit. S-au ajuns în situația asta pentru că noi, dacă, după cum știți, suntem în insolvență din 12 iunie 2014, și la noi, într-adevăr, situația e un pic mai delicată. Totuși, acești oameni nu au nevoie de vorbe, au nevoie de salarii. Așa este. Asta o să încercăm să întrebăm și noi la ședința care s-o avem peste, eu știu, o jumătate de oră, o oră maxim, până vine domnul administrator. Luni dimineață, un consilier al directorului general a participat la o nouă ședință. Discuțiile s-au finalizat tot cu promisiuni. În principiu... ne-au rugat să așteptăm încă două săptămâni până la 1 aprilie. 1 aprilie văd ca dintr-o miercuri. În perioada asta va încerca din nou să contacteze acționarii și să spună dacă au de gând să mai țină parte din angajații noștri sau vor să facă disponibilizări începând cu 1 aprilie. Din păcate, încercările de a afla punctul de vedere al conducerii societății au fost soldate cu un eșec. Administrator nu-l mai găsiți. Numai când revine domnul director general în birou, dar nu știu când, cu dânsul mai puteți vorbi. Dar domnul Călinescu a plecat. Deocamdată, angajații nemulțumiți ar trebui să mai aștepte până pe data de 1 aprilie 2015, când conducerea firmei ar putea găsi o rezolvare pentru problemele lor. Totul depinde, se pare, de găsirea unor fonduri pentru continuarea activității pe platformă, în caz contrar, urmând un nou val de disponibilizări.